Trăim într-un timp când se scrie mult. Se scrie la ziare, se scriu broșuri, cărți, așa că nu va fi nevoie pentru viitori să recurgă la arheologie. Conștienți de răspunderea ce o ia asupra sa, cel ce are chemarea și putința de a forma opinia publică, grija noastră de căpetenie va fi să ne ținem la înălțimea unei prese cinstite. Vom căuta să ne păstrăm independența în orice condiții, sprijinind, fără a face cult de persoane, pe cei ce vom avea convingerea că merită ajutorul nostru, care nu se va degrada, însă, niciodată la nedemne laude de reclamă. Eu spun că presa și școala ne-au ajutat să ne desăvârșim maturizarea națiunii române în sensul unei națiuni care să fie conștientă de ea însă și de rolul ei. Și această presă a pregătit unirea și, evident, și participarea la marea confruntare în vederea unirii, pentru că toate țările care au participat la primul război mondial au participat cu un scop anume și mai ales cu dorința de a-și apăra interesul național și de a câștiga cât mai mult de pe urma războiului. Presa noastră, începând cu momentul 1848 și ceva înainte, mă gândesc la Gazeta de Transilvania de la Brașov cu suplimentul Foaie pentru Minte, Inimă și Literatură, Telegraful Român de la Sibiu, Organul Luminării și, pe urmă, periodicele care au apărut în preajma Unirii. Un rol important, să nu-l uităm, a fost Tribuna de la Sibiu, pe frontispiciu căreia Slavici a scris Soarele pentru toți românii la București răsare. Cred că e unul dintre cele mai necunoscute aspecte ale propagandei românești din timpul primului război mondial, faptul că atunci guvernul român a investit în presă scrisă în principal și în ziariști români care de la București sau de la Paris să anime această nouă atunci pasiunea francezilor pentru o țară aliată. Franța nu știa mare lucru, cu excepția câtorva oameni politici sau intelectuali profesori. Francezii de rând nu știau mare lucru despre acest nou aliat din 1916 și a fost rolul acestei propagande, care în principal s-a desfășurat și prin presă, dar aș spune că și printr-o rețea de oameni, de români, având conexiuni în mediul politic francez sau universitar francez. Și aici au fost de la, eu știu, absolvenți ai facultății de drept de la Paris Bunoară, care erau oameni politici la București și care au fost trimiși la Paris pentru a-și reactiva cunoștințele, până la o scriitoare sau o traducătoare româncă precum Elena Văcărescu, în acel moment deja cunoscută la Paris în mediile literare și care avea cunoștințe pe care, prin care a cerut în mod categoric ca presa franceză să vorbească și mai mult și mai bine despre România. Pentru că până atunci vorbea relativ puțin sau atunci când vorbea, nu vorbea tocmai bine. România, intrată în război, lăsase amintire inclusiv răscoala din 1907. Deci a fost o muncă destul de serioasă și presa, cred că a fost unul dintre vehiculele principale într-o epocă în care, să ne aducem aminte, aveam în principal presă scris. Perioada primului război mondial este populată mai mult de foi volante care conțin mesaje din partea conducerii militare din acel moment, somații. Ar fi foarte interesant dacă cineva le-ar analiza, pentru că sunt și momente pe care lumea nu le cunoaște. Bună oară, interdicția de a se mai trage clopotel. Clopotul este un mijloc de comunicare. A fost și rămâne, nu? După ce li s-a interzis să tragă clopotele, ca să nu se alarmeze populația, clopotele au fost coborâte la ordinul armatei germane și transferate în Germania. Adică cam tot ce era metal în perioada aceea este ridicat și trimis industriei de război germane. Presa franceză a acordat spații ample României, atât în perioada de neutralitate 1914-1916, cât și în perioada 1916-1918, perioada Marelui Război, a scris despre tragedia românească. Și nu în ultimul rând, atunci când România a avut nevoie de lobby în marile capitale europene pentru realizarea Marii Uniri.
Totodată, aici în Franța au apărut importante ziare ale Consiliilor Naționale ale Românilor și vorbim despre La Romanie, La Transilvanie, articole care au apărut mai apoi în principalele gazete pariziene. În perioada neutralității României, la nivelul întregii țări, dar și în afara ei, se puteau auzi nenumărate voci disarmonice, fiecare fiind liber să-și exprime opțiunile politice. La noi circula foarte mult, mai ales presa de limbă franceză, pentru că România era o țară francofonă. Intelectualii noștri de atunci erau educați în mediul francez sau mediul francofon. Dar este importantă, firește, și presa anglofonă și presa din mediile germane. Intelectualii citeau această presă și o cunoșteau. Să nu uităm că elita noastră intelectuală din preajma primului război mondial era o elită formată în general la bune universități străine, cu alte cuvinte, cu acreditări extraordinare. Oamenii noștri politici și germanofili în frunte cu Petre Carp și Titu Maiorescu, dar și filo-englezii și mai ales filo-francezii, de la Nicolae Iorga la Nicolae Filipescu, Tache Ionescu, cu toții erau la curent cu aceste idei din presă. Și chiar dacă amploarea era cu totul alta față de ziua în care ne aflăm, față de contemporaneitate, presa conținea articole și polemice, își punea întrebări și ideea momentului oportun al intrării României era uneori privită cu ironie, alteori se spunea că nu vom prinde acest moment oportun. Mulți dintre jurnaliștii de atunci inoculau ideea că regele Ferdinand, fiind născut pe sol german și de origine germană, va orienta România până la urmă către Germania și Austro-Ungaria. E, n-a fost așa, pentru că regele și-a jucat bine rolul de reprezentant marcant al românilor, pentru că unchiul lui, prințul și apoi regele Carol I, n-a venit la București sau la Dunăre să înființeze o dinastie germană, ci una românească. Presa occidentală a reflectat șuvoiul însă general al societății românești, care încă înainte de 1914, fiindcă altfel nu intram în neutralitate, șuvoiul general mergea spre simpatii anglo-franceze și nu spre simpatii germane și austro-ungare, dintr-un motiv foarte simplu. Aveam Bucovina, Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul sub stăpânirea austro-ungară. Ca pondere teritorială a populației, industrială, a bogățiilor, aceste provincii cântăreau mult mai greu decât Basarabia, chiar dacă lucrurile nu trebuie puse pe cântar, pentru că toate erau provincii românești și toate trebuiau să se întoarcă la patria mamă, cum până la urmă s-a și întâmplat. Presa era și sub cenzura, cum să spun, cu cartierelor generale. Este evident că vorbim în vreme de război de o presă cenzurată, dar aș spune că pe lângă acest aspect care e tehnic, cenzura în timp de război e ceva normal, un rol aparte în cazul României îl joacă simpatia de care se bucura această familie regală nou descoperită. De ce simpatie? Pentru că avem un rege de origine germană, Ferdinand, care lupta împotriva Germaniei, ceea ce pentru francezi era un lucru ce convenea și propagandei franceze. Vă dați seama, un rege născut în Germania care, iată-l că luptă împotriva Germaniei. Și această loialitate a lui Ferdinand față de România făcea o impresie bună la Paris. Și apoi, sigur, figura absolut remarcabilă a reginei Maria, care era relativ cunoscută chiar înainte de a veni, după război, a venit la Paris și a făcut senzație. La poarta hotelului Ritz, unde a stat regina Maria, era coadă de ziariști francezi care să-i smulgă interviuri. Sau oameni politici care s-o laude, pentru că era un erou al războiului din Orient pentru francezii de atunci. Rolul presei, atât românești cât și străine, indiferent de tabăra care se afla în război, pentru că trebuie să subliniem problema românească, a unității românești, a războiului purtat de România, a fost dezbătută în ambele tabere, atât ale Antantei, cât și ale Quadruplei Alianțe sau puterilor centrale, cum spunem noi. În al doilea rând, presa românească a atacat cu acuitatea necesară, indiferent de pozițiile, să zicem, pro-atantiste sau mai rezervate, problema intrării României în Marele Război. Aveam jurnaliști care, pe lângă pregătirea intelectuală,
și acuitatea cu care abordau problemele, să zicem, în principal europene și românești, fie jurnaliști de stânga, grupați la Adevărul, de exemplu, sau Dimineața, trebuie să luăm un jurnalist de mare forță, pe cum Constantin Mile, dar nu numai el, cât și cei care aparent erau de dreapta, dar erau mai naționaliști, sau tabăra antantofilă, apropiată de Tache Ionescu, de un Nicu Filipescu, atacându-l pe Brătianu pentru rezerva Sfinxului de la București, fără să știe culisele diplomatice. Presa românească e o imagine vie a unei societăți dinamice în căutarea unui drum, a unui parcurs care să însemne o nouă Românie. Odată cu intrarea României în război și imediat după dezastroasele înfrângeri din toamna anului 1916, a fost necesară impunerea unor măsuri urgente și coerente care să nu ducă la o prăbușire și mai mare a moralului soldaților români și a populației civile. Mai mult decât atât, se punea în discuție supraviețuirea regatului român. Acesta este motivul pentru care inițiativa propagandistică a fost preluată de armată, guvern și casa regală, toate aflate în refugiul din Moldova. Această propagandă și implicit cenzura a fost aplicată pe toate planurile mediatice existente în acele vremuri. Se scrie mult astăzi. De ce? Cenzura e aici pentru a nu lăsa să se strecoare o iotă din ceea ce se crede că ar compromite nu numai apărarea națională, ci a nu lăsa să se știrbească ceva din autoritatea oamenilor publici. Apărătorii, marii apărători ai cenzurei, ar voi ca de dânsa să nu scape nici inocentele scrisori prin care soțul de pe front trimite sărutări soției sale. Și atunci ne gândim la truda istoricului viitor, care va voi să știe ceva despre cum au decurs lucrurile în vremea Marelui Război. Armata va avea, credem noi, notele ei secrete, care, după război, nu vor mai fi secrete. Diplomația va avea pe ale ei, dar viața civilă, viața de toată ziua, vor fi luând unii niște note mai intime. În cât privește însă manifestația pe față prin ziare și alte tipărituri, greu, dacă nu imposibil, cenzura le-a nivelat. Sperăm însă că războiul nu va ține mult și când domnia cenzurii se va fi isprăvit, noi cei rămași ne vom aduce aminte de evenimente și vom spune atunci ceea ce nu se poate spune astăzi. Nu ne legăm de cenzori, pentru care avem toată stima, dar cenzura bat-o s-o bată. Deși cenzura trebuia să fie numai o armă de război, cum era firesc, încerca să-și întindă negrele ei tentacule asupra tuturor manifestărilor de viață, apărând și ceea ce se chema ordinea, demnitatea statului și a națiunii și alte ciudate lucruri îmbrăcate în cuvinte nedumerite. Tot ce ieșea în presă asupra acelor zile nesigure și triste, morții nevinovați, crâncenele nedreptăți, jaful, specula neînfrânată a acelora pe care Adrian îi numea hienele războiului. Totul trebuia puternic supravegheat pentru a nu descoperi fără minte și fără măsură, atât prietenilor cât și dușmanilor, rănile acestei zbuciumate generații. În general, gazetele înțelegeau să se acomodeze împrejurărilor și tipăreau coloane monotone, pline cu aceleași și aceleași locuri comune, cu știrile telegrafice ale lumii, îngrijit scurtate de mai înainte de aceeași cenzură. Acest lucru era valabil în toate țările beligerante. La presse devient en France un élément constitutif de la guerre française. Un élément constitutif positif, c'est-à-dire l'utilisation de la presse pour diffuser des informations et un outil de contrôle pour éviter la diffusion de certaines informations. Outil positif tout d'abord, eh bien la presse est encadrée, surveillée de façon à diffuser uniquement une image positive de la guerre. Lorsque dans les magazines français on diffuse des photos, on ne montre jamais la photo d'un soldat français tué. On montrera la photo d'un soldat allemand tué. Dimension négative ou de contrôle, dès août et en 14 et encore plus à partir de 1915, la presse est contrôlée, la presse est censurée. Et si le mot « caviarder la presse » est un mot russe, puisque en Russie on noircit les textes qu'il ne faut pas diffuser,
En France, on utilise le vocabulaire, ce sont les ciseaux d'Anastasie, qui sont utilisés. C'est-à-dire que les journaux paraissent avec des grands blancs pour les articles qui ont été interdits de diffusion. En synthèse, de 1914 à 1918, la presse française est essentiellement un outil de combat en France, même si en zone occupée par les Allemands, il est également diffusé une presse payée par l'Allemagne en langue française pour faire de la propagande, bien sûr, contre les Français. Absolut firesc, propaganda pentru refacerea moralului a fost îndreptată în primul rând asupra soldatului, mai precis a țăranului, cel mai afectat de mizeria tranșeilor, de epidemia de tifos exantematic, de dorul de casă, de brutalitatea ofițerilor, de rănile și amenințarea morții din prima linie. În fiecare zi primesc o variantă și bogată colecție de gazete române și străine. Înfășurate în sul și legate cu sfoară, e drept fără adresă sosesc aruncate, Lumina, Viața Nouă, Gazeta de Ardeni, întovărășite de manifestele române și străine pline de propagandă tendențioasă și otrăvită, speculând sufletele încercate ale celor cu vetre ocupate și căminurile distruse. E ordin de sus să nu mai luptați voi din Muntenia și Oltenia, lepădați armele și veniți la noi unde vă așteaptă femeile, copiii și părinții voștri, unde vă așteptăm noi să vă predăm pământul care e al vostru, care... O travă picurată zi de zi în sufletele slabe ale oamenilor ticăloși, smintiți și fără inimă, dar cu efecte vagi, șterse. Cel mult câțiva dezertori care, trecând pe sub sârme, luau și haina defetismului pe care în șoaptă o îmbracă unul sau altul mai slab de înger. Așa apare Crezul soldatului român, scris de soldatul Petre Florea, multiplicat și difuzat în rândul trupelor române în iarna anului 1916-1917. Sunt un brav ostaș român, nu mă tem de nimic, nu mă tem nici de dușmanul cel mai aprig, nici de suferința cea mai grozavă. Nici de moarte nu mă tem. Voi învinge. Îmi iubesc patria, neamul, regele. Mă supun legilor și sunt gata să ajut patria apărând-o. Sunt gata în orice clipă am jertfi viața pentru ea. Sunt învingător. Instrucțiunea morală a soldatului prezintă o mare importanță. Sentimentele cele mai înalte trebuiesc dezvoltate la el. I se va vorbi despre patrie, i se va descrie în linii mari istoria României, i se vor arăta pericolele și durerile unei servitudini politice. I se va face să zărească viitorul mai bun, când, prin curajul și tenacitatea sa, va fi participant la crearea României mari. Un soldat fără ideal este un trup fără suflet. Fiecare soldat român să știe pentru ce luptă. Totodată, este bine a se procura distracțiuni soldatului. Se vor reînvia cântecele și muzicile militare vor cânta cât mai des. Toate acestea arată faptul că până la dușul rece al înfrângerilor din toamna lui 1916, nimeni nu a luat în calcul pregătirea psihologică a soldatului țăran și motivarea lui. Ceea ce se știe însă este că presa de stânga, mai ales Adevărul, relata încă din 1913 despre relele tratamente aplicate oșteanului de către ofițeri. Și asta pentru că soldatul țăran, oșteanul care lupta în zdrențe și opinci, flămând, înghețat, trădat, uitat de toți, dar neuitându-i pe frații lui de dincolo de munți și de granițe, era încă tratat ca pe moșie. Așa se face că pe 9 decembrie 1916, regele Ferdinand afirma într-un discurs la deschiderea noii sesiuni parlamentare la Iași. Să spunem țăranului că luptând pentru unitatea națională, el luptă totodată pentru dezrobirea lui politică și economică. Vitejia lui îi dă drepturi și mai mare asupra pământului pe care îl apără și ne impune mai mult ca oricând datoria ca la sfârșitul războiului să înfăptuim reformele agrare și electorale, pe temeiul cărora această adunare constituțională a fost aleasă. Această idee încolțește în mintea oșteanului român, ceea ce contribuie substanțial la eroismul cu care au luptat militarii români în vara anului 1917 la Mărăști, Mărășești și Oituz. Urmează două decizii politice fundamentale anunțate de regele Ferdinand privind reforma agrară și cea electorală. Vouă, fiilor de țărani care ați apărat cu brațul vostru pământul unde v-ați născut, unde ați crescut, vă spun eu, regele vostru,
că pe lângă răsplata cea mare a izbânzii care vă asigură fiecăruia recunoștința neamului nostru întreg, ați câștigat totodată dreptul de a stăpâni într-o măsură mai largă pământul pe care v-ați luptat. Eu, regele vostru, voi fi întâiul adapildă. Vi se va da și o largă participare la trebile statului. Până atunci însă, ocupația germană duce la închiderea marilor cotidiene la București, Adevărul, Dimineața, Universul. Odată cu retragerea în Moldova, liderul de opinie a fost ziarului Nicolae Iorga, Neamul Românesc, devenit cotidian. Despre Iorga, Pamfil Șeicaru spunea că era unul din rarii agitatori de mase care puteau să exalte opinia publică, iar influența ziarului său, Neamul Românesc, a fost mai mare decât cea a publicației militare România. Presa, câtă mai era atunci, împreună cu Casa Regală, cu administrația statului, se retrag la Iași, așa cum se cunoaște, iar la București, sub comandă germană, apare o publicație, Gazeta Bucureștiului, în două versiuni, Bucarest Tageblatt și Gazeta Bucureștiului. Este mai degrabă o foaie volantă la început, mai apare un ziar Lumina, condus de Constantin Stere, un alt ziar Renaștere, eu le zic ziar, deși ele nu erau chiar ziare, pentru că în contextul acela nu prea mai erau hârtie, tipografiile erau așa cum erau. În fine, era o penurie mare de material care să-ți permită să continui procesul editorial. România era ziarul oficial al Marelui Cartier, ziar de front care se vindea însă mult și la Iași. Inițiativa înființării lui, scrie Duca în memoriile sale, o luase generalul Prezan cu principele Carol și era continuarea planului meu din primele zile ale declarării războiului. Ideea era de alminterea nu numai bună, dar și logică. Moldova era plină de scriitori băștinași și refugiați. Ce întrebuințare mai bună li se putea da decât punându-i pe tot să scrie pentru a susține moralul soldaților și al populației civile? Mulți din acei aflători pe la diferite regimente au fost astfel aduși la Iași și mobilizați la redacția României, unde se constituise un comitet de redacție compus din De la Vrancea, Minulescu, Corneliu Moldoveanu, Goga, George Ranetti, Mihail Sadoveanu și Gongopol, director fiind Sadoveanu. Aș aminti pe gazetarii români care au rămas în jurul Marelui Cartier General. Am publicat în urmă cu 30 ceva de ani pentru prima dată despre România, organ al apărării naționale, în care, alături de tânărul locotenent Mihail Sadoveanu, au venit atâția scriitori cu har, cu devotament, tineri, cum era și Octavian Goga, venit de dincolo de munți, care au dat un impuls și au spus problema românească este o problemă a tuturor. Trebuie să sprijinim, să insuflăm militarilor, soldați, majoritatea țărani, dar și cei care erau învățătorii și preoți, să nu uităm, care luptau. Altfel nu se obțineau marile victorii, nu se depășea momentul greu al păcii de la București și nu se înțelegea cum România a mai continuat aproape un an și jumate, cu sacrificii mari, această luptă care a fost încununată cu succes. Lecțiile istoriei se serveau atunci în fiecare zi. Tot în România, ziar inițiat de generalul Constantin Prezan, apar articole lui Octavian Goga spre biruință, către țăranii soldați, talpa țării, ne învață mărășeștii, care, așa după cum spune chiar Prezan, au efectul a două divizii. Nu suntem înfrânți. Ne-am cheltuit, dar nu ne-am istovit. Puterea n-a secat încă și credința rămâne în picioare. În perioada februarie 1917-martie 1918 au fost trimise pe front 5.097.949 de exemplare din ziarul România. În martie 1918, în cadrul negocierilor cu germanii, guvernul Marigloman îi suspendă apariția. Gazeta Bucureștilor și Bucarest Tageblatt și-au încetat apariția. Localurile ziarelor nemțofile au fost sălbatic devastate. În pasajul Imobiliara se afla redacția ziarului domnului Marghiloman, Steagul. A fost devastată. Publicul a plătit campania de lauda inamicului acestei gazete, campanie ce tocmai azi a încetat. Într-adevăr,
Azi în fruntea steagului și al luminei stau articole cu litere de școapă prin care se face elogiul armatei aliaților. Ziarul Steagul nu poartă glasul oricărui român. El reprezintă în țara noastră o politică determinată, ce nu începe de azi, dar care, desigur, sfârșește azi. Și sunt doar numai 24 de ore de când feldmareșalul Mackensen a părăsit capitala. Se pot întoarce pe dos conștiințele în 24 de ore? Telegraful confirmă abdicarea Kaiserului. Se confirmă și abdicarea împăratului Austriei. În schimb, în țară și mai ales din Moldova, nu se știe nimic. Armata franceză, atât de așteptată, nu și-a făcut apariția nici azi. Lumea a rămas însă pe străzi în așteptare, cu brațele pline de flori. E lesne de înțeles că, în ciuda ordinelor, oprim exemplare din fiecare gazetă, fotografii, articole scrise de trădători și dezertori, anunțuri tendențioase, propagandă infectă plătită cu banii înstrăinaților de neam. Toată murdăria aceasta lunecă deasupra deznădejdei noastre încordate, deasupra lipsurilor și pericolelor de toate zilele, de toate ceasurile. Inimoasele articole publicate zi de zi în foaia de Iași, România, tipărită în vălmășagul celei de-a doua capitale de către adevărații patrioți care își înțelegeau chemarea, dezinfectează și purifică atmosfera. Nicolae Iorga, încredințat de dreptatea războiului nostru, știind cu intuiție superioară că până la urmă trebuie să învingem, nu lăsa clipele de amorțire și de deznădejde să-și întindă pânza peste suflele tuturora așa de încercate. Tot atunci apare gazeta osășească În Carpați, inițiată de comandantul armatei a doua, generalul Alexandru Averescu, destinată celor din subordinea sa, dar nu vor fi publicate decât câteva numere. Rol propagandistic au avut și revista Tranșeilor, apărută trimestrial la Iași în perioada septembrie 1916-februarie 1918 și România Mare, editată la Kiev în perioada 1917-1918 de Legiunea Voluntarilor Români din Austro-Ungaria. După înfrângerile dezastruoase din toamna lui 1916, începe refugiul spre Moldova, unde populația crește de 4 ori, iar Iașul, așa după cum afirma contele de Saint-Oler, ministrul Franței în România acelor ani, devine o adevărată plută a meduzei. Imaginea foametei dezumanizante și a luptei pentru supraviețuire, la fel ca în tabloul lui Teodor Jericho. Valuri de refugiați din Muntenia și Dobrogea, provincii ocupate de trupele germane, austro-ungare și bulgare, soldați răniți sau pierduți de regimentele și diviziile lor, ofițeri, politicieni, afaceriști, țărani. Ziarele locale din Iași, apărute în prima jumătate a anului 1917, precum Evenimentul, Opinia sau Ecoul Moldovei, au scris reportaje despre realitatea cruntă, dar și despre numărul uriaș de morți și răniți de pe front, dar și din cauza epidemiei de tifos exantematic. Tensiunea la Iași atinge cote alarmante, prevestind o revoltă populară. De aceea era necesar ca starea de spirit a populației civile și militarilor să fie ținută sub control și îmbunătățită. Unul dintre membrii misiunii franceze, ofițerul Marcel Fontaine, nota la Iași în jurnalul său de război în aprilie 1917, în timpul epidemiei de tifos exantematic. Ziarul pe care l-am citit astăzi aduce din nou vești bune. De o lună, dacă nu ar fi fost Revoluția Rusă, s-ar părea că am putea să mai avem ceva speranță. Teren pierdut de germani, declarație de război a Statelor Unite, iar astăzi o nouă victorie englezească, revoltă în Germania cu incendiu în Hamburg. Oare chiar le merge prost nemților? Minciunile pe care ni le-au servit de atâtea ori ziarele vor deveni ele în fine adevărate? Au fost și știri mai puțin conforme cu realitatea, uneori informațiile din presă erau contrazise de documentele diplomatice, dar în general au încercat să reflecte cât mai aproape ce se întâmpla și prin comparația între documente și presă avem niște surse care merită în continuare exploatate dacă vrem să scriem istoria războiului. Iată știrile. Înaintare pe toate fronturile. Sârbii sunt aproape de Niș. În Turcia s-a răsturnat guvernul. Se așteaptă evenimente importante. Francezii continuă să avanseze, germanii își părăsesc cele mai întărite poziții. Ce va urma?
Domnul Tache Ionescu a declarat zilele trecute unor ziariști din Petrograd că România și-a legat soarta ei de soarta Rusiei. Dacă prin imposibil Rusia face pace separată, soarta României este pecetluită, îngenunchiată intersecol Germaniei, umilită ungurilor și batjocorită de bulgari. Atât în perioada neutralității, cât și după ce a intrat în război, România nu a avut un lobby în afara granițelor sale. Propaganda în străinătate începe în același timp cu cea din interior. O presă susținută de către stat și de către fundații, asociații, alte organisme ale societății civile de atunci, care trăiau un adevărat ferment. Momentele grele din timpul războiului, anul 1916, la scurtă vreme după intrarea în război, după înfrângerile de la Turtucaia și după înfrângerile din sudul Transilvaniei, după entuziasmul prin care armata română a crezut că poate elibera ușor partea de țară românească aflată sub ocupație străină, după toate acestea, sigur că a urmat o dezamăgire foarte mare. În 1917 a fost marea lumină a bătăliilor de la Mărăș, Mărășești și Oituza, victorilor de acolo. După victorie însă s-a văzut că soarta țării era foarte greu de gestionat în condițiile în care principalul nostru aliat din zonă, Rusia, devenise o putere bolșevică din toamna anului respectiv. În 1918 a trebuit să încheiem pacea de la Buftea București, pacea separată. Rolul presei, să zicem, făcute de românii trimiși să facă propagandă în străinătate. Și aici aș menționa intenția, că până la urmă n-a fost propriu-zis realizată așa cum s-a dorit, intenția misiunii universitare românești, care a fost trimisă în Franța pentru să facă propagandă pentru unire în sfârșit de 16, început de 17 și rămâne până la conferința de pace. Ei vroiau să publice o revistă aici, în franceză, engleză, în care să, tot așa, să pledeze pentru unire. N-au reușit să facă revista cum și-ar fi dorit, în schimb au publicat multe articole în presa din Franța, predând cauza Basarabiei, Dobrogei, Bucovinei, Transilvaniei. Deci a fost un agent important în presa. Aș aminti doar ziarul La Romanie, extraordinar, care a avut printre alții pe un inventator deosebit, care l-am marcat, Traian Vuia, om de stânga, și Bănățean pe deasupra, dar care, prin relațiile speciale care a avut cu ministrul Albert Oma, a reușit să asigure un sprijin logistic, pentru că războiul nu se duce cu vorbe. Dar presa poate să influențeze și să aducă aceste legături umane. După dezastrul campaniei militare din iarna lui 1916 spre 1917, guvernul român sprijină plecarea în străinătate a unor intelectuali și politicieni români care să facă cunoscute idealurile poporului nostru și în special lupta noastră pentru realizarea acestor idealuri. Astfel, în primăvara lui 1917 ajung la Paris mai mulți intelectuali care editează săptămânalul de presă La Romanie. Articolele din acest săptămânal ajung să fie traduse în totalitate în ziarele de la Paris. Presa franceză era absolut peste tot, erau prezentate lucrurile. Eu am tot răsfoit publicația ilustrată, cea mai însemnată de pe vremea aia, care era L'Illustration, aici. În permanență prezentă. Vizitele care erau făcute, se știa care era situația din țară și exista acest val de simpatie care era foarte mare din partea francezilor pentru România. Se știau, erau fotografii, erau gravuri, erau în permanență, erau aceste reportaje de război, dar care erau și din toate celelalte țări beligerante. Numai că România se bucura de o simpatie pe care nici măcar nu o putem închipui în zilele noastre. S-a creat o asociație sub tutela Legației Românești de atunci, în care regrupau și care era o secțiune a Unității Românilor de Pretutindeni, în care încercau să prezinte situația țării, situația românilor din Transilvania,
care a fost extraordinar de activă. Ei s-au bătut extraordinar de mult. Este un soi de arc peste timp. Este cumva cum au făcut cei din generațiile de la 1848-1849, care voiau să facă cunoscută situația principatelor a Valahiei și a Moldovei și care în cele din urmă au avut urmările pe care le-a avut, deci a dus la unirea principatelor, la recunoașterea statului român modern. La presse va contribuer à développer l'idée d'une grande Roumanie sur le même plan qu'est constituée la France. On crée un parallèle entre les deux pour dire que, eh bien, en définitive, la constitution d'une grande Roumanie, c'est l'éclosion dans cet espace balkanique d'un pays qui ressemble, avec ses caractères propres, à la nation française, c'est-à-dire où l'État et la nation sont confondus. Pe acest joc al latinității, iarăși ne-a ajutat în timpul primului război mondial. Creștinătatea, chiar dacă în cazul nostru era sigur o creștinătate orientală, ortodoxă, dar pentru dreapta franceză, pentru republicani, inclusiv creștinătatea românilor a jucat un rol important. Eram în aceeași tabără, iată, niște latini, niște creștini de la porțile Orientului, care au un rege german care totuși este aliatul Franței. Deci vă dați seama câte mici avantaje, pentru că altfel, să o spunem foarte sincer, simpla propagandă românească, dacă ar fi fost un mediu ostil aici, n-ar fi reușit. Avantajul nostru, sau norocul, șansa noastră a fost că mediul era prielnic pentru apărarea cauzei românești, existând această sensibilitate a francezilor la adresa acestor latini din Est. Între timp, în Bucureștiul ocupat, lumea primea informații contradictorii din presă despre ce se întâmpla în Moldova suprapopulată de refugiați sau pe front. Chiar în țara ocupată de germani și de aliații lor, circulau organe de presă, circulau exemplare, unele veneau din provinciile aflate sub stăpânii străine, culmea, din care reieșea entuziasmul românilor aflați sub ocupație, care pregăteau unirea. Altele au fost vehiculate de către cei intelectuali care n-au acceptat să colaboreze cu autoritățile de ocupație și care au păstrat vie speranța aceasta într-o Românie întregită, pentru că România a intrat în război. Acesta nu este un secret și nu este nici rușine, e de bine, a intrat în război ca să împlinească idealul național. Toate țările din această regiune aveau un asemenea ideal. Presa avea însă meritul de a putea pătrunde ușor în casele oamenilor, chiar dacă nu se găseau destule exemplare. Avem mărturii din memorii, din jurnale de epocă, circula din mână în mână câte un exemplar de ziar care ducea mesajul, ducea vestea aceasta extraordinară a posibilității Marii Uniri. O minune! Am pus azi mâna pe câteva ziare din Iași, așa că pentru prima oară am ocazia să-mi dau seama personal de evenimentele ce se petrec acolo. Ruptura cu guvernul maximalist la Petrograd este reală. Tot așa, dorința unui aranjament politico-militar cu Ucraina este manifestată oficial. Guvernul român, de acord cu cel ucrainean, e hotărât a curăți Moldova și Basarabia de bolșevici. Ce curioasă întorsătura destinului! România chemată să restabilească ordinea în Basarabia. Mai găsesc în gazetele din Iași comunicatul din 16 ianuar al marelui cartier general român. E scurt, dar e o epopee întreagă. Trupele noastre, chemate de comandamentul rus și de sfatul țării a Republicii Moldovei, au intrat la 14 ianuar, ora 6, în mijlocul aclamațiunii poporului în Chișinău. Ce schimbare de decor în tragedia dezastrul României! Să fie reînvierea visului România Mare? Evenimentele sunt prea interesante și totul se întâmplă atât de repede, încât cred că Germania va cădea în genunchi. E abandonată de toți. Granițele de la sud i-au rămas deschise după capitularea Austriei. Pe frontul de vest, armatele aliate continuă să înainteze. O parte din trupele noastre au fost chemate în Bucovina să păstreze ordinea. Din toate părțile, românii se declară liberi să alcătuiască o singură națiune mare. Visul României Mari pare să devină realitate, e atât de neașteptat, încât nici nu-mi vine să cred. M-am obișnuit atât de tare cu dezastrul și necazurile de la începerea războiului, încât nu mă pot obișnui cu ideea că se poate, în sfârșit, și ceasul nostru. O atenție specială s-a acordat familiei regale. Și este un alt subiect a unei cercetări recente, figura
regelui Ferdinand cel Loial, cum s-a reflectat în această presă? Cel loial în general, pentru că a fost în primul rând loial poporului român, dar a fost loial pentru că și-a depășit condiția sa de membru a unei vechi familii domnitoare, înrudit direct cu casa de Hohenzollern, dar în același timp mulți uitând, presa franceză nu. Asta e rolul jurnalistului, să investigheze rădăcinile lui franceze și faptul că era un vorbitor de franceză, de cultură franceză și care a știut să fie un model de rege constituțional în care a primat în primul rând interesele neamului pe care îl servea. Franța a făcut ceva care era complet nemaivăzut și aceasta în 1917, în momentul în care familia regală a României era în exil la Iași, împreună cu tot guvernul și celelalte autorități, în starea cea mai proastă, și Franța nu se găsea într-o stare mai bună în acel moment, Academia de Arte Frumoase Institutului Franței a proclamat-o membru de onoare pe Regina Maria. Distincție care a fost, intronizarea care a urmat după, s-a făcut în timpul vizitei ei din primăvara anului 1919. În momentul, de curând am văzut procesul verbal în care se sunt povestite această vizită și motivele care au fost. Motivele nu erau atât de ordin artistic, dar vroiau într-un fel să arate simpatia pe care autoritățile franceze nu o puteau arăta în mod direct la nivel guvernamental, printr-o instituție care era extraordinar de însemnată, care era cea Academiei de Arte Frumoase a Institutului Franței, un moment de susținere față de cuplul regal care era în exil și se găsea într-un moment care era extraordinar de critic, în care nu știau dacă vor mai rămâne în țară, dacă nu va veni mai apoi o republică sovietică să înlocuiască toate aceste lucruri. În 1916 apar semnele deșteptării conștiinței naționale în Basarabia și Bucovina, iar odată cu izbucnirea revoluției antițariste, în Basarabia prind glas revendicările naționale. În aprilie 1917 apare Partidul Național Moldovenesc, unul dintre fondatorii lui fiind Pantelimon Halipa, care este și redactorul șef al organului de presă al partidului, ziarul Cuvânt Moldovenesc. În primul număr apare editorialul Moldoveni, deșteptați-vă. Stăpânirea cea nouă a dat cetățenilor Rusiei toate slobozenile omenești și în chipul acesta a răsărit în sfârșit soarele dreptății și pentru moldoveni. Acum e datoria boierimii și a preoțimii din Basarabia să se pună în fruntea moldovenilor de la țară și să lupte împreună pentru aceste drepturi. Luați exemplu de la lituanieni. Ajunge să ne tot târâm la coada altor popoare. Deșteptați-vă măcar acum, pentru că, dacă nu ne vom folosi de acest moment, degrabă, fericirea nu ne va mai zâmbi. Unirea s-a făcut prin conștientizarea maselor. Astra, Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, de pildă în Transilvania, înființată la Sibiu în 1861, și prin organele ei de presă, dar și prin colaborarea cu celelalte organe de presă, a reușit să pregătească fermentul unității naționale. Cu alte cuvinte, presa, cred că, atunci când a fost foarte bine dirijată de către intelectuali, și un rol important încă l-au jucat intelectualii clerici, adică preoții din parohii, care au știut la sfârșitul slujbelor să dea citate din acele periodice care susțineau ideea națională, și toate periodicele românești din Transilvania susțineau ideea națională. La fel s-a întâmplat la o altă scară și în Basarabia, la altă scară, pentru că regimul țarist era cu mult mai puțin permisiv decât regimul austro-ungar. Și la fel s-a întâmplat și în Bucovina. Mai pe scurt, presa a avut un rol fundamental în pregătirea unirii. Cel mai mare dușman se află în mijlocul nostru. Acesta este neunirea. Frații mei,
Biruiți acest strașnic dușman și noi vom birui totul. Mai adăuga un lucru care, să zicem, are indirect legătură cu presa din Transilvania, dar și cea din Basarabia, și anume aș l-aș menționa pe Onisifor Ghibu, care, bun, el e transilvanean născut în Săliște și care ajunge să facă prima și să ducă prima tipografie cu litere latine la Chișinău și să publice Ardealul, care după aceea devine, schimbă numele și devine din nou un organ de propagandă pentru unirea Basarabiei cu România, unde se publică manifestele acestea, haideți și votați unirea, și ulterior, bine, visul lui Ghibu ar fi fost ca Transilvania și Basarabia să intre odată, să se unească simultan cu Bucovina, evident, să se unească simultan cu România. Nu s-a întâmplat așa, au fost cele trei date, dar presa a jucat un rol important și, să zicem, militanții intelectuali și nu numai, militanții pentru unire, indiferent din clasele și din zonele din care provâneau, știau acest lucru și s-au folosit de presă. La 22 octombrie 1918 apare la Cernăuți ziarul Glasul Bucovinei, fondat de către profesorul Sextil Pușcariu, ziar care a avut un rol important în actul de trezire a conștiinței de neam. În cel de-al doilea număr al ziarului apare articolul lui Alexe Procopovici intitulat Dumnezeu s-o ierte, în care se cânta prohodul Austriei. Să nu uităm că Bucovina era încă sub controlul Vienei. Toți se așteptau ca ziarul să fie închis și echipa redacțională arestată, însă contele Etzdorf, guvernatorul Bucovinei, nu a reacționat. Explicația a oferit-o mai târziu Constantin Tarangul, prefectul poliției. Cenzura a rămas atât de desconcentrată de cutezanța noastră încât credea că în spatele nostru stau armatele române, gata să intre în Bucovina, și se făcu că nu vede nimic. Vrem să rămânem români pe pământul nostru strămoșesc și să ne ocârmuim singuri, precum o cer interesele noastre românești. Nu mai vrem să cerșim de la nimeni drepturile care ni se cuvin, ci, în schimbul jertfelor de sânge aduse în acest război, jertfe mai dureroase decât ale altor popoare, pretindem ca împreună cu frații noștri din Transilvania și Ungaria, cu care ne găsim în aceeași situație, să ne plăsmuim viitorul care ne convine nouă în cadrul românismului. Glasul Bucovinei începe să se citească și în Ardeal. La începutul anului 1918, România semnează forțat cu puterile centrale pacea de la Buftea, decizie despre care Regina Maria nota în jurnalul său. Crima a fost înfăptuită. S-a terminat. Am semnat că ne cedăm libertatea, nădejdile, bogățiile, onoarea, visul. Suntem sclavi, suntem mutilați, ciopărțiți, cu economia distrusă. Ah, brutele! Brute fără seamă în îngrozitoare băutoare de sânge. Cumplită va fi ziua pedepsei lor. Li se vor ridica împotrivă însăși măruntaiele pământului ca să le arunce în față crima comisă. Tratatul scotea țara din război și crea dificultăți majore pentru românii ardeleni care fugiseră din armata austro-ungară și se înrolaseră în cea română. Dacă ar fi fost prinși de cei cu care autoritățile române semnaseră pacea, ar fi fost condamnați la moarte. Așa ajung peste 5.000 de ardeleni, bucovineni, bănățeni să fugă în Siberia. La 23 februarie 1917, Ministerul de Război al României emite ordinul numărul 1191, prin care se constituie Corpul Voluntarilor Ardeleni Bucovineni din Rusia. Iar a doua zi, voluntarii au semnat un angajament prin care se puneau cu trup și suflet în slujba patriei adevărate. Unul dintre ei a fost ofițerul Elie Bufnea. La Vladivostok, Elie Bufnea a scos un ziar românesc intitulat Țara Noastră. Textele erau scrise la mașină pe ambele fețe ale hârtiei, ziarul era multiplicat la indigo, iar titlul lui era scris de mână. Acest ziar a contribuit la menținerea moralului românilor voluntari, care ajung în 1918 înapoi în țară să lupte pentru unire. În mijlocul acestor zile de zbucium, în care biruința războiului și regenerarea socială a țării de mâine frământă conștiința neamului, ne oprim o clipă cu toții, ca să sărbătorim triumful unei idei. Ne-a venit din Rusia cea din tâi ceată de ardeleni voluntari ai armatei române. Presa străină este extrem de importantă. Recent am analizat, în cadrul unei conferințe internaționale, rolul presei franceze. Ne aflăm la Paris și era firesc să abordăm nu numai ziarele mari, care Le Temps, dar și Journal de France sau Le Matin. Trebuie adăugate cele mai puțin cunoscute, mai ales în România, dar cu un tiraj care ajunsese la
un volum considerabil, care Le Petit Journal, de exemplu, care relatau tot mai intens o cercetare atentă de zi cu zi. Acestora evidențiază rolul crescând pe care poziția României, a guvernului român și în sine problemele românești erau abordate de presa, fie de dreapta, fie de centru, fie de stânga. Presa din Transilvania chiar a contribuit, evident, nu doar la a mobiliza lumea, de exemplu, să ajungă la Alba Iulia și să susțină toată activitatea Consiliilor Naționale Românești după încheierea războiului, dar a avut un rol și în a reflecta, de exemplu, imaginea Franței și a perpetua acest mit al Franței prietene și a mare sa generalului Beltlău, care face un turneu în Transilvania. Deci din 24 decembrie 1918, 2 ianuarie 19, Berthelot ajunge în Transilvania și vizitează mai multe orașe și inclusiv prin Banat, unde încă erau lucrurile nerezolvate, nu se știa care va fi statutul după conferința de pace și presa, atât să zicem presa ortodoxă, aș putea spune, cât și cea greco-catolică, și aici mă refer mai ales la ziarele Românul și la ziarul Unirea, acesta era ziarul mai mult patronat de greco-catolicii din Transilvania, au reflectat foarte entuziast vizita lui Berthelot și au, cu lux de amănunte, au descris cum a fost primit de către români și că, dacă au fost chiar uneori și anumite mici incidente cu restul populațiilor din Transilvania. Asta pe de o parte, deci imaginea Franței foarte bine reflectată, imaginea și mobilizarea pentru sentimentul rațional. Congresul Românilor Bucovineni a votat, cum au spus joia trecută, unirea cu România. Știrea aceasta a venit în capitală cu oarecare întârziere. De la Alba Iulia a sosit în fine documentul oficial. O adunare de peste 100.000 de români în unanimitate au proclamat unirea cu România liberă. Marea unire este un moment magic, dacă vreți. Adică nicio minte politică n-ar fi putut anticipa că România foarte curând își va dubla suprafața. Pentru că unirea este opera unor politicieni, care majoritatea dintre ei erau avocați, cu studii în imperiu pe cale de a se atomiza, ceea ce s-a și întâmplat. Și atunci cineva avea curiozitatea să citească luările lor de poziție, presa din perioada aceea, va vedea că este un episod cu o încărcătură emoțională extraordinară, așa cum fusese la 1848. Fraților, frați români, tot felul de apelative, de formulări calificative prin care să stârnească interesul populației. Vorbim despre o populație majoritar analfabetă, să ne înțelegem. Și atunci avem intelectualii satului, să le zicem așa, care citesc și traduc ce au aflat din această presă, destul de confuză în anumite momente ale evoluției ei. Intrăm în Revelion. Anul 1918 s-a încheiat chiar în momentul ce scriu aceste rânduri. Anul 1918 va fi reținut în istoria tuturor popoarelor ca anul păcii. Pentru noi românii va însemna reîntregirea neamului.